Mulțumesc pentru invitație. Pe parcursul desfășurării evenimentului vom face un concurs și pentru că acest concurs impune un anumit studiu al unor materiale, vi le prezentăm acum. Să prezentăm întâi premiile concursului. O să vă slujesc de acest difuzor. Sper să nu intru în microfonii. Vom avea 4 premii cu jocuri de la Comisia Europeană. Se cheamă Servieta Minima. 4 asemenea. Concurăm pentru 4 asemenea premii. Va trebui să primiți și să studiați 2 dintre publicațiile care se află la standul Centrului Eurodirect. O primă publicație, Rețele de Informare și Asistență ale Uniunii Europene pentru copiii de gimnaziu și eventual elevi ceva mai mărișori. O a doua publicație pe care va trebui ca să o studiați este Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. De ce? Pentru că am văzut inițial în programul de organizare a târgului faptul că vă ocupați și de locuri de muncă, ceea ce reprezintă o problemă importantă în preocupările Uniunii Europene. Cine vrea ca să participe la concurs va lua publicațiile respective de la statul nostru. Sunt 14 asemenea publicații albastre, să le spunem, și 22 de publicații din acelea portocalii. Și când se va apare concursul desfășurător, va șuga cei care aveți publicațiile și doriți să luați premiul, ne grupăm aici și vom adresa întrebările care vor fi simple din publicațiile respective. Vă mulțumesc frumos, dau microfonul la organizatori.